Aproape 3 milioane de elevi se pregătesc pentru un nou an școlar, însă revenirea în bănci poate fi dificilă pentru unii dintre ei. După vacanță, programul, activitățile și responsabilitățile se schimbă, iar acest lucru poate duce la provocări și ajustări pentru mulți dintre ei. După vacanță, adevăr, iar riscurile cresc, mai ales când nici regulile de igienă în școală nu sunt respectate. Dacă nu ai grupuri sanitare, dacă nu poți să asiguri regulile elementare de igienă, nu cred că ar trebui să fie o surpriză că astfel de patologie infecțioase izbucnesc în momentul în care ai WC-ul în fundul curții și nu poți să asiguri nici măcar apa curentă. Este într-adevăr o provocare, dar pe de altă parte n-ar trebui să fie așa, pentru că acele măsuri de prevenție și de igienă individuală și de triaj epidemiologic și cabinet de medicină școlară făcute constant. Și dacă mai țineți minte, pe vremea noastră exista acel triaj epidemiologic la începutul școlii, făcut de cadre didactice împreună cu medicul de medicină școlară, în așa fel încât aceste probleme să fie depistate la timp și, evident, nu îmbolnăvi o întreagă colectivitate prin faptul că nu am depistat la timp un astfel de risc. Întoarcerea în colectivitate nu vine însă doar cu preocupări legate de sănătatea fizică, ci și de starea emoțională, iar stresul cauzat de începerea școlii este resimțit atât de elevi cât și de părinți. De cele mai multe ori, anxietatea care îi acaparează pe școlari provine tocmai din îngrijorările părinților. De aceea, psihologii pun mare accent pe dialogul copil-părinte. Psihologii bătrâni din 1955 până în prezent au creat o structură pe care orice părinte, chiar și cel modern al anului 2024, ce are senzația că școala nu mai este importantă, deși este vitală pentru societatea românească, această listă poate fi urmată cu libertate maximă. Evident că avem de-a face cu comunicarea deschisă, fiindcă este adevărat că menținerea unui dialog regulat cu copiii despre activitățile școlare, fără ca acestea să fie defăimate, vor îndrepta copilul cu dragoste către școală, nu cu ură. Participare la întâlnirile cu ceilalți părinți, dar fără să se certe, ar fi minunat. De asemenea, specialiștii spun că este important ca părintele să devină un model pentru copilul său. Adulții sunt cei care trebuie să ușureze revenirea în bănci prin diverse metode. Cu cât părinții par mai siguri cu privire la prima zi de școală, cu atât copiii vor fi și ei mai relaxați. Învățarea prin exemple a minorului, fiindcă dacă minorul nu înțelege și nu vede modelul de învățare continuă a părintelui și, evident, curiozitatea lui intelectuală, nu o să-și dorească niciodată să-și depășească părintele, mama sau tata. După care avem noțiunea de încurajare a lecturii, nu a telefonului mobil, și stabilirea de așteptări. Aceste 5 elemente funcționale vor contribui la o revalorizare psihoemoțională a minorului în raport cu structura educațională pro-europeană românească. Două companii